Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Să vedem. La baza pachetului avem un 10 de bâte, 4 de spade, 8 de monede. Simt o oarecare epuizare aici pentru tine, dar simt că cineva e ca și cum a ajuns la capătul puterilor. Este cineva care a obosit, da? Poate să fie vorba despre o așteptare în care tu ai fost pus, da? De asemenea, poate ai avut niște zile mai aglomerate la muncă sau pur și simplu simți nevoia, da, să te mai odihnești, simți nevoia să iei o pauză, cu toate că, așa cum am zis, te simți puțin copleșit. Personal vorbind, avem faietonul, o legătură cu zodia Rac, dar și cineva care se pregătește aici să facă un drum către tine. Ce mai văd clar este faptul că tu în acest moment ai parte de o victorie, de o bucurie. Ceva se clarifică pentru sufletul tău, însă văd și o persoană care încearcă pe cât posibil să se concentreze pe două situații diferite, pe două lucruri diferite. Apoi avem diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Ce văd aici este o întâlnire cu o persoană în cadrul căreia, nu știu, fie are loc ca un fel de discuție în contradictoriu, fie este vorba despre o atracție foarte mare între tine și cineva, însă în același timp eu văd foarte clar aici pentru tine că poți să ai o conexiune în viitorul apropiat cu o persoană alături de care tu ai o relație toxică. Aici este o relație bazată pe atașamente sau este cineva care încearcă să profite de o situație în care se află. Da? Poate mergi undeva să te distrezi, mai văd, să te relaxezi. Hai să vedem faietonul cu ce vine. Aici poate să fie vorba despre o rivală, da? Pentru că avem un, nu știu, cineva care are mai multe opțiuni, deci se amplifică acest mesaj. Este o persoană care are mai multe opțiuni, dar în același timp te văd pe tine, dacă ești să fii femeie, că e ca și cum mergi să-și schimbi viața, vrei să faci o schimbare, un drum important, poate și tu ai mai multe opțiuni, da? Dar dacă ești împreună cu o persoană și bănuiești că persoana asta are mai multe opțiuni, atunci așa este. Hai să vedem mai departe ce e cu diavolul, ce vrea să-ți spun. În viitorul apropiat văd o întâlnire cu o persoană căreia este teamă, este obosită, este cineva care încearcă să aducă o dovadă fizică palpabilă într-o discuție puțin în contradictoriu. Și ce mai văd aici este un nou început, da? Poate o nouă persoană care vrea să te cunoască sau pur și simplu faptul că se dorește clarificarea acestei situații conflictuale, acestei situații tensionate. Văd o victorie pentru tine, o bucurie în legătură cu o situație ciudată în care ești. Da? Deci se produce aici o transformare foarte mare într-o relație de cuplu. Sau dacă ești o persoană singură, poți să cunoști pe cineva, însă este o atracție mare aici, dar persoana aceasta în același timp își dorește foarte mult controlul, da, asupra unor situații și persoana asta vrea o relație diferită, da, diferită de tiparele societății. Să vedem în continuare 10 de spade, deci este ceva aici care nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, poate este vorba despre un sfârșit, o demisie, finalul unui proiect, finalul unei perioade. Văd aici suferință, da, cineva. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Aici e clar că trebuie să înțelegi că ceva s-a încheiat, ceva s-a finalizat și că urmează altceva în viața ta.
poate să fie un oarecare blocaj din punct de vedere financiar, dar și un moment în care e ca și cum simți că nu mai faci față singur într-o situație. Poate aici pot fi niște probleme sau mici mari discuții legate și de sfera financiară. Să vedem 10 de spade. Regele de bâte, o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Da, aici poate să însemne și finalizarea unui proiect sau este vorba despre un bărbat important din viața ta care trece prin niște schimbări extraordinar de mari, care au repercursiuni și asupra finanțelor sau asupra banilor. Cineva care știe bine să negocieze, știe bine să-și urmărească interesul. Da, în unele cazuri e ca și cum dragostea se împletește cu munca sau cu banii. Hai să vedem spânzuratul. Aici mai am un mesaj important pentru cineva. E ca și cum ai pe cineva în jurul tău care fie consumă banii pe niște vicii, fie persoana asta încearcă să rezolve prin banii pe care îi dă o anumită problemă. Da? Uite, aici e clar că afli un secret în viitorul apropiat. Afli un secret. Poți să treci printr-o perioadă de izolare, de liniște, care să te facă să crești și să înflorești. 7 de spade. Deci, 5 de spade. Deci este vorba despre un compromis aici. Da? Justiția. Da. Aici se ia o hotărâre. Deci dacă aștepți un răspuns de la un interviu sau o hotărâre din asta importantă, momentan răspunsul nu este pozitiv. Da? Asta văd clar. Pentru că ți se cere să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da? E o nedreptate aici, este cineva care își urmărește interesul, este cineva care încearcă să se bucure de viață, de ceea ce are. Este o persoană care se concentrează pe ceva anume, da? Poate să fie și o lipsă de comunicare la muncă sau poate este un răspuns din punct de vedere financiar care este diferit față de cum te-ai fi așteptat tu. Dar uite, iar cavalerul ăsta de bâte, nu știu, fie te-ai aruncat cu capul înainte prea mult într-o situație, da, și nu ți-ai luat o marjă de eroare, fie pentru alții este vorba despre faptul că viața personală se întrepătrunde cu cea profesională, că asta eu văd clar. Hai să vedem cu surpriza. Și avem asul de bâte. Surpriza este o flacără care se reaprinde într-o relație sau surpriza ține de o bucurie mare pe care o vei avea. Un nou mod de a acționa. O nouă persoană. 6 de spade. Da, surpriza este de la drum. Da? Deci cineva care face un drum către tine sau surpriza este că îți găsești o pasiune. Îți găsești rolul tău în viață în urma unui drum pe care îl faci sau o iubire care apare la drum. Hai să vedem asul de bâte, ce vrea să zică. A venit clarificat tot cu asul de bâte și cu lumea, deci poate o iubire de la depărtare sau surpriza este că reușești să te eliberezi de ceva. Din nou faietonul. Faetonul. E cineva aici care pândește, da? În urma unui drum, da, pe care îl faci, afli ceva sau se întâmplă un eveniment foarte mare. Din nou o legătură cu zodia Rac. Să vedem 6 de spade. Șapte de bâte. Șapte de bâte. Surpriza este că cineva va încerca să lupte pentru tine. Putere. E cineva care va lupta aici cu toate forțele,
o legătură cu zodia Leu. Deci la drumul ăsta aici cineva o să vrea să-și demonstreze forțele. Cineva va reacționa într-un mod ciudat. Cinci de monede. Da? Poate avea legătură și cu un abandon sau cu o problemă financiară, poate o problemă de sănătate. E o confruntare aici. Bun. Hai să vedem tarotul meu ce spune. În primul rând, vreau să văd aici cu blocajul din punct de vedere profesional despre ce e vorba. Dragoste sinceră. Deci e clar, da? Cumva dragostea blochează sau eclipsează partea asta de profesională sau poate apare dragostea pe acolo pe la muncă. Și să vedem surpriza despre ce este. Surpriza are legătură cu o problemă de sănătate a cuiva. Poate e o persoană tristă, supărată. Da? Și o veste onorabilă. Deci surpriza este că tu aici primești o veste bună, chiar atunci când te aștepți mai puțin. Da? Poate să fie și un fel de ceartă. Da? E o ceartă mare sau poate să fie o neînțelegere care apare într-un loc scump, într-un loc mare. Da? Pot fi niște discuții care țin de bani. Da? Și poate e ceva legat și de o femeie matură, cineva care își asumă un anumit risc, cineva care acționează într-un mod ciudat, într-un mod diferit. Da? Surpriza este, uite, o persoană mai tânără sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr care, nu știu, are niște probleme financiare. Poate e o persoană puțin frustrată, pentru că văd și asta. Văd și asta, deci e o persoană puțin frustrată aici. Și ce mai văd eu este că aici se va lua o hotărâre sau vor fi niște discuții în legătură cu actele. Da? Cu actele. Cineva ia o decizie înțeleaptă. Da? Poate să fie și un fel de dezbatere, deci stai cu cineva de vorbă și dezbateți un anumit subiect. Că foarte curând se va decide ceea ce tu vrei. Da? Văd foarte multă atracție, foarte multă chimie. Poate cunoști pe cineva sau poate este cineva care se simte foarte atras de tine și atunci acționează. Pentru unii aici poate să fie o discuție legată de o nouă persoană care apare, doar că văd pe cineva care se tot opune. Fie e vorba de tine, fie e vorba de altcineva. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații și dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.